La 24 februarie 2019, în Republica Moldova au loc, concomitent, două exerciții electorale, alegeri parlamentare și referendum. Despre ce alegem peste 3 săptămâni și în baza cărui sistem, încercăm să aflăm de la cetățeni. Ce cunoașteți despre aceste alegeri? Se merge sau nu? Spuneți-ne, vă rog, ce fel de alegeri au loc? Ce se va alege la 24 februarie? La 24? Stați, merge vorba despre alegerile locale, nu? Cu... sau eu încurc? Președintele. Președintele să alege. Președintele Republicii Moldova. Da, da. O să se aleagă Parlamentul. O să fie încă întrebare despre referendum. O să ridice că să fie 101 deputați sau 51. Și... ceva despre președinte, dacă se fie țară președințială sau nu. Da, se alege președintele țării Republicii Moldova. Și o să merg la alegeri pentru un viitor mai bun, ca să nu plec din țara noastră. Parlamentul. Și cunoașteți că o să fie în baza cărui sistem? Ei, știam mixt. Dar ce înseamnă asta? Pe bază de partiduri, de individual, nu știu cum spun. În 2014 s-a ales în baza unui sistem majoritar. Acum, în 2019, în baza cărui sistem alegem? Nu știu, serios, nu știu. Să avem o viață mai bună? Depinde de voturi, depinde cât ajung în Parlament procentajul. Jumătate de Parlament să alege și jumătate multi-unional sau cum acolo merge. Circumscripțiuni nominale. Da, nominale, da. Dar despre referendum cunoașteți? Da. Să cu Europa sau... nu, dacă nu mă greșesc. Gândește-mi că trebuie să alegem să reducem din deputați și să, deputații care n-a să facă lucruri în Parlament să le iei mandat. Știți câte buletine de vot o să aveți? 4. Îmi cer scuze, dar chiar nu m-am informat, pentru că nu prea ai cine alege. Nici nu vreau să știu. Nu mai minciuni și minciuni, nici nu vreau să știu. Cred că aproape de alegeri am să mă uit la televizor și am să fiu la curent cu toate. Să încercăm să facem claritate, nu înainte de a menționa că pentru informarea cetățenilor despre alegerile curente au fost alocate peste 2 milioane de lei în 2019. Cât s-au cheltuit în 2017 și 2018 pentru informarea cetățenilor despre sistemul mixt de vot, conducerea Comisiei Electorale Centrale nu a putut oferi un răspuns. În schimb, aceasta dă asigurări că peste 1,5 milioane din cetățenii Republicii Moldova au fost informați deja despre procese electorale și responsabilitatea votului. Cum apreciați aceste acțiuni? Sunt ele suficiente? Situația în care foarte mulți cetățeni întrebați acum în ajun de alegeri, ce cunosc despre sistemul electoral mix sau despre exercițiul electoral care are la 4 februarie, spun că nu cunosc. Că Comisia Electorală Centrală și în continuare va depune efort și va realiza activități de instruire și inclusiv activități de informare și educare civică, dar aici nu este vorba doar de campanie de informare a Comisiei Electorale Centrale. Aici inclusiv și presa, mass media, inclusiv și concurenții electorali trebuie să se implice pe partea de informare și educare civică a cetățenilor noștri. La 24 februarie au loc alegeri parlamentare în baza unui nou sistem electoral, sistemul mixt. Acest lucru înseamnă că 50 de deputați vor fi aleși într-o singură circumscripție națională, pe listele de partid, iar alți 51 pe circumscripții uninominale, câte unul din fiecare circumscripție. În acest scop, teritoriul Republicii Moldova a fost împărțit în 48 de circumscripții teritoriale. Alte 3 au fost constituite în diasporă, pentru cetățenii stabiliți în SUA și Canada, în Europa și în țările din estul Republicii Moldova. Respectiv, pe un buletin de vot, alegătorii vor găsi lista tuturor partidelor înregistrate în cursa pentru accederea în următorul parlament. Pe al doilea buletin, cetățenii vor găsi numele persoanelor care candidează în circumscripția uninominală, formată în regiunea respectivă.
însoțite de simbolica de partid în cazul în care persoana este promovată de o formațiune sau de un bloc electoral sau mențiunea candidat independent. Vor accede în Parlament, în circumscripția națională, partidele care vor acumula minimum 6% din sufragii și blocurile politice care vor obține cel puțin 8% din voturile valabile exprimate în ansamblu pe țară. Este important de știut că în circumscripțiile uninominale, deputații vor fi aleși într-un singur tur, iar scrutinul va fi validat indiferent de prezența la vot, adică chiar dacă la urne vor ieși, spre exemplu, doar 10% din numărul alegătorilor. Altfel spus, poate ajunge în Parlament un candidat care ar acumula fie și 5% din voturi, doar dacă acesta este cel mai bun rezultat înregistrat în circumscripția sa. Dacă doi candidați vor acumula un număr egal de voturi, Consiliul Electoral de Circumscripție va stabili învingătorul prin tragere la sorți. În aceeași zi, cu scrutinul parlamentar, se va desfășura și un referendum consultativ. Dacă persoana va dori să participe la referendum, aceasta va primi încă două buletine de vot, pe fiecare dintre acestea fiind câte o întrebare la care alegătorul va răspunde cu pro sau contra. Întrebările la care vor trebui să răspundă cetățenii sunt: sunteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61? Și sunteți pentru ca poporul să poată revoca, demite deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiunile sale? Spre deosebire de scrutinul parlamentar, referendumul va fi validat doar dacă la el vor participa cel puțin 30% din cetățenii cu drept de vot. Partidul Democrat din Moldova, care este inițiatorul referendumului, a împânzit teritoriul țării cu panouri publicitare, care promovează micșorarea numărului de deputați. Ceea ce nu spun aceste afișe este că, propriu-zis, diminuarea numărului de parlamentari s-ar putea produce abia în 2023, când va fi ales următorul legislativ. Foarte multe persoane întrebate consideră că odată ce vor vota, se va diminua numărul de deputați, ceea ce nu este chiar... Bine, iarăși, depinde cum explicăm. Noi, cel puțin Partidul Democrat, îi explică foarte clar și foarte tranșant. Chiar eu de la tribuna Parlamentului am menționat că se aplică următorul Parlament și urmează să inițiem. În prezent, nu există niciun mecanism clar privind modul în care ar putea fi demiși deputații și cum se va stabili că un ales al poporului nu și-a îndeplinit corespunzător obligațiile. Încă un lucru important constituie actele în baza cărora se va putea vota. Cetățenii care se vor afla la 24 februarie pe teritoriul Republicii Moldova vor putea obține un buletin de vot după ce vor prezenta buletinul de identitate și fișa de însoțire, buletinul de identitate provizoriu, livretul de marinar sau legitimația de serviciu pentru militarii în termen. Cetățenii din diasporă vor putea vota doar dacă prezintă pașaportul valabil sau livretul de marinar. Spre deosebire de alegerile prezidențiale din 2016, diaspora nu va putea vota acum cu pașaportul Republicii Moldova expirat. Informațiile despre circumscripțiile electorale, secțiile de vot deschise în țară și peste hotare, candidații care aspiră la funcția de deputat, averile pe care le declară sau banii pe care îi cheltuie în campanie pot fi găsit pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Iar pe adresa verifica.cec.md, fiecare cetățean poate afla circumscripția în care poate să voteze.